Doi tineri au fost filmați în timp ce spărgeau un magazin într-un cartier din Drobeta, Turnu Severin. După ce și-au plănuit jaful, bărbații au trecut la fapte. Au spart geamul cu un bolovan, apoi au pus în sac ce le-a ieșit în cale. Conform Observator News, în mai puțin de 5 minute, hoții s-au făcut nevăzuți. Toată isprava a fost surprinsă de un severinean care locuia în zonă. Potrivit polițiștilor mehedințeni, paguba se ridică la 20.000 de lei. Hoții au fost reținuți. La data de 6-7 august, ora 3, poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin, a fost sesizată prin apel la 112 de un bărbat despre faptul că persoane necunoscute au pătruns în incinta unui magazin situat pe strada Veterani, prin spargerea ușii cu ajutorul unui bolovan, de unde au sustras mai multe pachete cu țigarete. În urma verificărilor efectuate de polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale, s-a constatat faptul că în perioada 29 iulie-7 august, trei tineri din județul Mehedinți ar fi spart mai multe magazine din municipiul Drobeta, Turnu Severin și au sustras mai multe pachete cu țigarete. Prejudiciul estimat este în valoare de 20.000 de lei. În data de 10 august, cei trei tineri au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta, Turnu Severin, în vederea stabilirii unei măsuri preventive, au transmis reprezentanții IPJ Mehedinți. Pe numele tinerilor au fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.